Salut! Vremea rece a trecut. Începând cu ziua de astăzi, nopțile nu vor mai fi cu temperatură negativă. Așa că mergem să pregătim locul unde sunt plantați căpșunii, să-i eliberăm de buruieni, să-i săpăm, după care să le aplicăm un tratament cu zeamă bordeleză, dar și să aplicăm un îngrășământ natural pe bază de calciu și magneziu, dolomita. Ne schimbăm și mergem în grădină. Dacă vă interesează subiectul, haideți împreună cu mine. Căpșunii sunt îmburuienați. Trebuie să smulgem buruienile pentru a le facilita dezvoltarea. Cu o seceră extragem buruienul cu rădăcină cu tot ca să nu se mai dezvolte. Și în felul acesta căpșunii vor rămâne fără buruienul care le face concurență. Am terminat de plivit căpșunile de buruieni. Acum urmează să le tratăm cu zeamă bordeleză. Zeama bordeleză pe care o puteți achiziționa direct din magazinele fitosanitare de profil. Este un plic de 50 de grame, peste care vom turna 10 litri de apă. Aceeași zeamă bordeleză o puteți prepara și din piatră vânătă sau sulfat de cupru și o soluție de var. Dar dacă achiziționați această zeamă bordeleză preparată, este foarte bine. Aș putea spune că este chiar mai eficientă decât soluția clasică formată din sulfat de cupru și var. Peste ea turnăm 10 litri de apă. Și acum cu pompa vom face o îmbăiere a căpșunilor noștri cu zeamă bordeleză. După ce am stropit cu zeamă bordeleză căpșunii, acum vom adăuga dolomita. Este un mineral natural format din calciu și magneziu. Îl folosim ca îngrășământ și ca reglator al pH-ului solului. Care este rolul acestui dispozitiv? Rolul acestui dispozitiv este de a proteja mugurele central, mugurele din care căpșunul va dezvolta noi frunze și planta astfel se va dezvolta și va produce fructe. Dacă nu protejăm mugurele central, acesta va fi acoperit cu dolomită și se va dezvolta mai greu.
Dolomita fiind un mineral cu descompunere lentă, în contact cu apa, se întărește și rezultă o masă puțin rigidă. Este de consistența mămăligii, să-i spunem. O mămăligă medie. Dar în contact cu soarele, ea se întărește. Rolul este să se descompună lent. Dolomita se descompune și asigură hrănirea solului pentru o perioadă de minim 4 ani. Așa că administrarea cu dolomită se face odată la 4 ani. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi.